Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FESE 9, pe care este mapa Bolșovo, o nouă hartă, să vedem cu dusterul nostru cel nou din 2020. Și mi-e vează bă mâna aia, că mereu când vreau să fac ceva frumos, așa. Avem un nou model de duster, 4x4, scrieți pe iPad-ul pe asta, 4WD, așa, 1.3TC, adică benzinar. Astăzi o să-l prind la o mică muncă cu platforma, să vedem dacă duce. Hai să vedem. Ce frumoase LED-urile pe lateral. O să vedem link la duster în descriere. Și mergem, o să mergem să luăm două tractoare. Avem două tractoare, le-am găsit pe internet. Unul este fabrica de chirestea, cred că e aici, și unul este la încă o fabrică, din un magazin. Dar cel care este la fabrica de cereale este cu cositoare. Și uite, ăsta e tractorul UTB, Universal 650. Să vedeți, vă vedem și noi cu cineva pe aici, nu ne dăm așa, sunt asta la 5. Alo, e cineva pe aici? Da, aici. Unde? Unde mă, oamenii ăștia? Salutare, am venit să văd și eu tractorul la UTB care am văzut pe internet. Da. Cât e? Cât a rămas prețul? 3000 de euro. Cam puțin. Cam mult, mă sunați. Nu vreau să negociem. Cam cât ai? 2600. Dați aici 2600. Lasă-mă să văd și eu tractorul. Dacă e ceva, îmi place, o să-l încarc în plasă, o să-l duc acasă. Da, băieți, deci am... ăsta este tractorul. Nu a fost pus la muncă chiar așa. Are toate, văd că este recondiționat integral, tot, o ce frumos arată și pe spate. What? Am pus ceva. Are sunt la... că n-am mai pus la semnalizare sau n-am mai pus la lumini. Din Arad? Bă, ești nebun. Sper tot șuptie. Dar nu știu ce face chestia asta aici. Păi, interior e drăguț! Să nu fiu pornit, să merg, eu fac oasă un lucru pe duster. Oricum, deja am vorbit cu proprietarul care îl vinde, deci nu este problemă. Tractorul nu o să fie unul chiar mare ca ăsta. Nu este chiar mărișor ca ăsta. Este unul mai micuț, un 45. O, asta e mișto. Să luăm ceva. Zici că este direct pe poarta fabricii, tractorul ăsta, la vânzare. S-au mers la 2600 de euro, pe bune. Bine, el e aproape recondiționat. Văd că ăsta dacă e un sens unic, așa că o să luăm după mașină, o să luăm după... Așa. Îl lăsăm pe acesta acasă și vin după altul care este chiar în față. Este chiar în față. Dar acum o să vorbești cu ăla, spune dacă îl cumpăr și pe ăla. Parcă și acel lucru. Și o să mă încurc traficul, dau pe avarii un pic.
Cara, você deve ter um complicado. Deixa eu ver, bom. Tá chato. Și hai să vorbim cu proprietarul. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am venit să văd și eu tratogramul pe OLX. Da, uite acolo. Hai să cu mine. Este un tractor 445, cositoare de la Hugn, GMD2877, lift control, are 45 de cai, nu i-am făcut nimic noi, cum îl zice, așa l-am cumpărat, e de la fabrică, nu, bine, nu are geamă și parabriz, dar o să-i prind dumneavoastră. Ce mic era altă costoarea. Cât e prețul? 1800 de euro. Atât cer pe el, că e un tator foarte micuț. Costoarea este, nu știu, 20 de milioane. Habar n-am, nu știu, m-am uitat. Da, o să-l cumpăr, dar deocamdată am un tator pe platformă și îl vă să duc acasă și pe asta mă întors să-l iau și pe ăsta. Da, ok, mă găsit aici, vă aștept. Bine, vă mulțumesc. Banii vi dau când mă dau, da? Da, ok. Gata, băieți. Avem și 45. Acum o să fie bune de muncă. O să luăm și pentru UTB. Cred că o să luăm un plug, să vedem de care îi găsesc. Mai ieftin așa, nu? Nu vreau ieftin, vreau mai scump un pic. Putem lucra și noi frumos. Nu mai știu ce fac o pază. Așa mai uite. Bă, da. Așa, gata. Hai să mergem că... Vreau să mă întorc și după ăla la altul să-l iau. Dar oricum, cred că... Nu știu cum să-mi bag cu păstoarea, dar... Vedem. Corpul mai am auzit că se strânge. Oricum foarte bun prețul și la OTB-ul ăsta și la celălalt. Deci, nu, cel bun de să se arată. Cât o vorbă nu între. Și o vorbă aici, pe aici trebuia să o arată. Bolușul. Bă, îmi place că se mă dăm aici volumul, că vreau să mă auziți pe mine, să mă auziți foarte bine. Hai să lăsăm asta acasă. Aici este un... Asta nu fără. Ce au pus, nu știu. Aveți. Sper să nu vină vreo mașină. Să mă claxoneze, că sunt cam belea. Și da, oricum, cu Duster-ul ăsta o să lucrăm foarte mult, că mie îmi place foarte mult Duster-ul ăsta, nu mi-e să-l Duster. Bun, dăm pavarii, ca să descărcăm tractorul unde asta. Și nu vreau nici să mă claxoneze aia din spate, dacă nu vedeți ce zic. Bă, dar mai nu mă bagă să-mi așa în gardă. Păi asta se opresc un pic trafic, adică să nu mă mai orice, dar... Dar o să fac așa, tractorul ăsta, tractorul, și o să... opri pornit, și o să opri. O să las să-l fie cu un baus. Și ăsta până o să iau eu un trailer sau ceva, o să-mi iau de pe dreapta, o să-mi fac o mică revizie. Nu un tractor, hai să mergem de la Duster să ne urcăm în el și să mergem să luăm și celălalt. Până la un sine se oprește filmarea. O dăm iar pe normal, filmarea de avarii, dar îmi place interiorul ăsta frumos, pentru că interiorul ăsta frumos. Este la cerere, băiți, Duster-ul ăsta.